Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai aduc nuvelă. Este o nuvelă SF care are acest nume. Ah, ce frumos. Marți oamenii sunt sparți, miercuri oamenii sunt cercuri. Așa e titlul nuvelei. Ok. Am Nu ți-ai făcut temele. Nu mi-am făcut temele. Ți-a mâncat câine. Băi, tu ai folosit vreodată scuza aia cu mi-a mâncat câinele tema sau pisica sau ceva? Nu, că n-avea... Dacă auziți sunete, să știți că Luca se străduiește cam de 3 minute căști. Să-și pună căștile în mufă și cad pe jos, îi cade mufa. Era firul făcut... Da. Deci n-am folosit aia cu pisica și cu cățelul, nu, dar le-am uitat acasă de... Băi, dar a ținut vreodată, a folosit cineva vreo scuz. Hai să vorbim despre scuze în dimineața asta. Care sunt cele mai caragioase scuze pe care le-ați folosit vreodată la școală ca să justificați că nu v-ați făcut tema și dacă au ținut, aș vrea să am uitat știu. Caietul, am făcut astea cu caietul practic orice. Da, se, da, acum nu dau seama că... Asta e simplă, ceva mai complex. Trebuie să-mi aduc aminte. La mine era foarte simplu, le făceam sau nu le făceam. Deci nu aveam nuanțe din punctul ăsta de vedere. Eram foarte brutal, ca să zic așa. Băi, eu am făcut odată... Și de cele mai multe ori nu le făceam. Da, eu încercam, mă străduiam, sincer, cinstit, mă străduiam să le fac. Nu întotdeauna îmi ieșeau. Însă cea mai dubioasă scuză pe care am avut-o vreodată a fost una de oportunitate. Pe 5 martie 1977 sau pe 6, adică după cutremurul din 4 martie 1977, aveam o oră de engleză. Eram în clasa a treia. Și evident că nu-mi făcusem tema, dar m-am gândit să profit de faptul că a fost cutremur. Și am scris o frază din primul exercițiu și cam pe la jumătatea frazei am tras așa o linie în dreapta. Era de la cutremur. Înțeleg? Și când m-am dus la doamna Toma, care era profesoara mea de engleză, m-a întrebat și unde e tema asta. Mă rog, după o săptămână și ceva, după ce a trecut emoția cu tremurul, și am zis, m-a prins cu tremurul în timp ce făceam tema și aici e caietul și dovada. S-a uitat să vei aia la mine, nu-i venea să creadă ce tupeu de mincinos am. Adică, și zic, uitați, eram, chiar scriam. Și când a venit cu tremurul și pac, de la mișcare, ia uite cum s-a dus pixul în dreapta. Auzi, dacă cu tremurul ăla a ținut jumătate de zi. Sau că nu înțeleg. Victor, zici, eu le spuneam că m-au dat ai mei afară din casă și le-am uitat acolo. Nu cred. Mi s-a inundat casa și s-a dus și caietul. Da. A, era bună și asta, ar fi mai. Asta cu inundatul, dar de ce era în baie? Adică... A, sau păi nu s-a inundat, s-a venit apa și caiet. L-a luat pe caiet. Și aveai cum și satisfacția, știi, în felul ăsta, că practic luai caietul și îl băgai în chiuvetă. Deci îl și distrugeai. Băi, eu nu cred că vreun profesor a crezut vreo chestie de genul ăsta. Adică faptul că ne-a mai lăsat din când în când să credem că ne-am uitat caietul acasă sau că l-am mâncat pisica sau mai știu ce. Asta așa la vrăjeală, ca să ne simțim și noi bine. Ar fi tare dacă sunt, adică profesorii care sunt pe recepție să ne dea mesaje acum la 07283132, dacă tot am început așa, și să ne spuneți dumneavoastră, domni și doamne profesoare și profesori, ce v-au auzit urechile ca scuze, că acolo este colecția adevărată. Uite, cineva zice, am uitat caietul. Du-te după el. Da, du-te după el. Mi-am uitat și cheia în casă. Andrei zice că 2 ani de zile a mințit profesorii că a întârziat pe un că a venit, că n-a venit tramvaiul. Așa. În condițiile în care stăteam peste drum de liceu. Și au aflat de-abia în clasa 11. Să știi că și eu stăteam foarte aproape de școală. Problema e că la mine s-a aflat la un moment dat și nu mai mergea deloc scuza asta, că n-a venit nu știu ce, una nu știu ce. Și aveam un profesor de fizică, mă făcea maratonist când întârziam la oră. Zice, o, maratonistul, a venit maratonistul. Iar ai întârziat, iar ai făcut drum lung, iar ai alergat mult timp. La mine îmi zicea o doamnă profesoară, mi-a zis bezea, nu de la întârziat, ci de la faptul că nu învățam, nu așa. Era profesoară de română. Și de ce și mi-a zis, zice, tu dacă știi ceva dintr-o operă, din ceva, da? Tu te învârți în jurul paciului și punct și poți să scrii 12 pagini. Dar spui așa. De fapt același lucru altfel de fiecare dată. Și mi-a zis ca o bezea, de o bagi în gură și... De fapt, e doar faptul că e umflat aia și atât, nimic mai mult. Zice Adrian din Otopeni, am întârziat la școală pentru că m-am trezit mai greu. Am spus că mi-a scăpat porcul în curte și a trebuit să alerg după el să-l bag la loc. Și precizează, scăpatul porcului este urgență de gradul 0 la țară. Îți dai seama. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.